Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la emisiunea Manifest, tradiționalul eveniment în Jaua Hotenarilor, care adună în fiecare an mii de participanți din țară, dar și din străinătate, a ajuns anul acesta la cea de-a 50-a ediție. Primarul Comunei Ognea Șugatag, Mihai Ivasiuc, promite că ediția de anul acesta va fi una de excepție și cu multe surprize pentru cei prezenți. În materialul următor puteți vedea care va fi programul acestei ediții, dar și cum s-a desfășurat acest eveniment în anii precedenți. În Jaua Hotenarilor este o sărbătoare agrară dedicată celui mai harnic gospodar din comună, adică cel care este primul la arat în câmp. Ținând cont de faptul că este a 50-a aniversare, 50 de ani am trecut de majorat, am ajuns la o vârstă frumoasă, pentru ăsta trebuie să fie altcumva în Jaua de anul ăsta decât a fost în anii precedenți. Și în ce va consta modificarea, schimbarea? Că sărbătoritul este stabilit tot de sfatul bătrânilor, că este cel mai mare gospodar. Anul ăsta este într-adevăr o chestiune interesantă, pentru că sărbătoritul, fiind TPI Marian din Hoteni numărul 35, este și absolvent de medicină anul ăsta, viitoarea soție este absolventă tot de medicină, deci au fost și colegi, sunt și dintr-o familie de gospodari unde bunicul, tata, un frate au fost deja sărbătoriți în anii precedenți, așa că în afară de faptul că este gospodar și dacă vă duceți la el acasă o să vă dați seama și de la cum arată gospodăria lor, este și un intelectual sau un viitor medic sau o familie de medici al localității.
Mâine-și largă o-i sufluca și cu apă te-o-i spăla, să rodească țarina, ca să avem roade bogate și la noi și în alte sate. Să rodească țarina otenarilor, a brebenilor, a șugătanilor, a ognenilor, toată țarina să rodească și țara să înflorească. Hai, Vasilica! Ha 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 ha!
Tânjaua hotănarilor se desfășoară în fiecare an la începutul lunii mai și alături de ceremonialul spălării și purificării sărbătoritului, sărbătoarea presupune și un spectacol de zile mari în compania unor interpreți consacrați ai locului, precum și oaspeți din țară și de peste hotare. Hristos a înviat, am avut timp o oră venind din Hoteni de la Casa Sărbătoriților. Până când am ajuns în Dărasca, tot m-am gândit ce să spun la 49-a ediție Tânjelei Hotenarilor. Și sigur, m-am gândit la familia de albine. Alte pregătiri, ceea ce face Consiliul Local și Primăria Ocnaș-Ugatac, nu numai, pentru că și Consiliul Județean este partener și Centrul de Creație Populară este parte din ceea ce organizăm noi. Va fi o expoziție a meșterilor populari, va fi o expoziție făcută de Consiliul Județean vis-a-vis de un concept pe case tradiționale țărănești. Ansamblurile sunt foarte bine pregătite, deschide grupul de copii din Hoteni. Pe urmă urmează Ocnaș-Ugatac împreună cu Brebsat-Ugatac, copiii pregătiți de rapsozii Nemeș, Maria și Mihai. Pe urmă vor cânta soții Nemeș, o să urmeze ansamblu Mara din Sighetul Marmației, care efectiv în data de 8 martie m-a invitat la un spectacol și m-au cucerit, doresc să fie pe scenă și mi-au confirmat că vor veni. Se va închide cu o cântăreață din sat Ugatac. Așa, prezentatorii avem din Breb doi copii, fiind elevi al liceului Ferdinand din Sighetul Marmației și pe urmă va intra centrul de creație care va aduce nu știu câte echipaje.